Putem începe, nu? Bună ziua tuturor! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la această declarație de presă. Alături de mine este domnul chestor principal Liviu Vasilescu. Temele pe care vrem să le comunicăm astăzi sunt legate de măsurile organizate pentru siguranța anului școlar 2020-2021 și, în același timp, domnul chestor principal Vasilescu va prezenta un caz istoric pentru Poliția Română. La inițiativa domnului ministru al Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a fost elaborat și introdus în circuitul de aprobare instituțională un nou plan național de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și pentru prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ pe universitate. Planul de acțiuni creează premisele unei abordări unitare pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în unitățile de învățământ. În conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2020-2024, unul dintre obiectivele principale îl reprezintă coordonarea eforturilor tuturor instituțiilor concomitent cu luarea măsurilor necesare creșterii securității fizice a elevilor pe durata deplasării înspre și dinspre școală, precum și prevenirea și combaterea fenomenului de bullying. Ținând cont de preocuparea permanentă a conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru îndeplinirea obiectivelor în ceea ce privește siguranța elevilor și a cadrelor didactice, Ministrul Afacerilor Interne a luat decizia înființării unei structuri distincte în cadrul Poliției Române. Structura nou înființată va îmbunătăți și consolida parteneriatul MAI, școală, autorități locale, în vederea dezvoltării unui proces educațional, anti-infracțional și anti-victimal. Astfel, va exista o prezență mult mai mare și mai activă a polițiștilor în mediul școlar, respectiv în procesul educațional. Polițiștii vor identifica mediile favorabile comiterii de infracțiuni și vor stabili legături permanente cu reprezentanții unităților de învățământ, cu reprezentanții ONG-urilor, precum și ai autorităților locale. Structura nou formată, denumită Poliția Siguranță Școlară, va acorda o mai mare importanță activităților și măsurilor preventive, concentrându-se pe identificarea factorilor generatori și eliminarea din timp a potențialelor riscuri, în principal pentru prevenirea consumului de droguri, trafic de persoane și violență juvenilă. Structura se constituie prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, prin suplimentarea posturilor alocate Poliției Române, cu un număr de 266 de funcții de polițist. Structura va funcționa odată cu începerea anului școlar, atât la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, cât și la nivelul Inspectoratelor Județene de Poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Vă rog cu domnul chestor principal să prezinte cazul de care vă aminteam, vă spuneam. Mulțumesc! În cursul lunii august 2020, procurorii din cadrul DICOT, structura centrală, și polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Poliției Române au desfășurat investigații privind transportul pe cale maritimă a două containere ce au fost încărcate într-un port din Siria ca destinație portul Constanța. Pe baza ordonanțelor emise de procuror,
din cadrul DICOT, în data de 30 de august, a fost realizat un control specific, ocazie cu care, într-unul din cele două containere, au fost descoperite 1480 kg de hașiș, precum și 751 kg de captagon, sub formă de peste 4 milioane de pastile. Valoarea de piață a cantității totale a drogurilor din acest caz este de aproximativ 80 de milioane de euro. Drogurile erau disimulate între marfa legală, astfel încât să se evite descoperirea acestora prin mijloace tehnice specifice de detectare a acestor substanțe. Marfa de acoperire era săpun organic cu densitate foarte mare, care avea menirea de a masca drogurile ce se aflau între cutiile de carton ce conținau săpun. Uzual, comprimatele de tip captagon au un conținut foarte ridicat de amfetamină. Aceasta reprezintă cea mai mare captură de hașiș și pastile de captagon realizate de către structurile de aplicare a legii, parchet poliție, cu atribuții privind combaterea traficului de droguri din România, de la data constituirii DICOT până în prezent. În continuare, se efectuează cercetări cu privire la mai multe persoane, cetățeni români și străini, pentru a se stabili implicarea în organizarea acestui transport de droguri. Cazul expus reprezintă rodul colaborării în contextul intensificării la nivel național a demersurilor de destructurare a grupărilor de criminalitate organizată, în special a celor implicate într-un fenomen cu rădăcini adânci la nivel european, cum este cel al traficului de droguri. Subliniez faptul că activitatea efectuată în cadrul operațiunii a fost desfășurată în cooperare cu agenția antidrog americană DEA din Statele Unite ale Americii. Această operațiune se adaugă multitudinii de cazuri instrumentate în mod profesionist de structurile de aplicare a legii din România, în care activez de aproximativ 30 de ani și este rezultatul unei echipe de profesioniști care a dovedit încă o dată că nu negociem siguranța cetățeanului. Atât ca ofițer de execuție, cât și ca manager, mi-am făcut datoria cu onoare și bună credință, integritate profesională, fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp, am constatat un atac mediatic concentrat asupra Poliției Române și Ministerului Afacerilor Interne, într-o perioadă în care țara are nevoie de liniște și conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetățenilor. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să le mulțumesc acestor eroi ai zilei pentru rezultatele obținute și să le transmit, indiferent ce cred unele persoane care au văzut munca de poliție mai mult din fața televizorului decât din teren, sunt onorat că sunt colegul lor. În permanență mi-am asumat responsabilitatea deciziilor. Și totdeauna mi-au plăcut și surprizele. În același cadru, vă rog să-mi permiteți ca de astăzi să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române, să rămân ofițer de poliție și să îndeplinesc sarcinile ce îmi vor fi încredințate. Vă mulțumesc! Mulțumim!